Cea mai mare diferență între veniturile menționate de contribuabil, cetățenii din IASE și estimată de ANAF pentru Natural People, președintele instituției, Lucian Ovidiu Heuș, în timpul unei conferințe de presă. În iulie, așa cum am spus de la conferința din iunie, am făcut o mobilitate la 120 de funcționari publici din alte structuri la direcții generale pentru performanțe fizice. De asemenea, am făcut sesiuni de instruire profesională cu 99 de la acești inspectori. Selectate și emise în 211 oameni și în același timp, cu comanda președintelui ANAF 1286 publicat în foaia oficială 733 din 21-7-2022 extrud competența instruirii de verificare a situațiilor fiscale personale și la structura Inspecției Fiscale Naturale a Poporului Natural din unități teritoriale ANAFI subordonate, astfel încât care poate avea această competență de verificare și structură. La 21 iulie, lei a fost găsită între venitul menționat și venitul estimat de SUA, fiecare creanțe aferente, fiecare dintre creanțele aferente. 5,9 milioane lei. Cel mai mare diferență găsită este un contribuabil din județul Iasei, din cele 11,7 milioane lei, setul de datorii, fiecare impozit care trebuie plătit în valoare de 3,5 milioane lei. În București, în contribuabil, diferența este de 3,5 milioane lei, setul de datorii este de 1 milion lei, iar la Buzău, contribuabilul, diferența este de 3,2 milioane lei, datoria specificată este 0,8 milioane lei. Îți dau cele mai mari trei diferențe și impozite găsite de colegii mei în iulie, a spus Lucian Ovidiu Heuș. Întrebat de un jurnalist care este un domeniu în care fiecare persoană este activă, Lucian Ovidiu Heuș a spus că nu poate oferi detalii, deoarece în acest fel vor fi încălcate secretele fiscale. Dacă acești oameni vor contesta decizia cu privire la ei în instanță, atunci mai multe detalii vor putea afla despre fiecare persoană. Președintele ANAF a anunțat în iunie că instituția va începe la 1 iulie un cec mare de scară pentru a verifica veniturile oamenilor naturali ca sursă pentru a obține activele tuturor, a scris Agerpres. Începând cu 1 iulie, ANAF va începe un control pe scară largă,